La cele trei locații din orașul Podcoava, percheziționate de polițiști în această dimineață, au fost ridicate o serie de documente necesare probării activității infracționale a celor doi acuzați. Ei sunt bănuiți de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani. Sunt vinovați? Nu sunt vinovați, verifică și să facem un control de rutină și verifică și vede toată povestea care este. De unde i-a luat? De acasă? De acasă, da. Dormeau? Dormeau. În fapt, acestea sunt bănuite că în calitate de administrator ai unei societăți comerciale din orașul Podcoava, în perioada 2008-2011, ar fi înregistrat în evidența contabilă a societății cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, în vederea diminuării bazei impozabile, respectiv facturi de achiziție, purtând antetul unor societăți de tip fantomă. Totodată, aceștia ar fi creat un circuit financiar fictiv, constând în creditarea societății cu sume mari de bani urmate de retragere de numerar din contul societății prin formulare de ridicare numerar. După ce au fost audiați timp de mai multe ore, cei doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore și vor fi prezentați judecătorilor slătineni cu propunerea de arestare preventivă. Potrivit oamenilor legii, cei doi bărbați au cauzat bugetului de stat un prejudiciu prin activitatea infracțională care s-a situat la peste 3 milioane de lei.